Conform site-ului infotgv.ro, prima etapă a noului sezon din Onoare a adus și primul mare scandal în fotbalul dâmbovițean. Era minutul 82 al partidei Libertatea Urzicean ca voința Sălcioara, iar scorul era 2-2. La un faul de joc al gazdelor, un oficial, tot de la gazde, a pătruns pe terenul de joc și l-a lovit cu piciorul în spate și cu pumnii în gură pe centralul Adrian Simion. Mai mulți spectatori au început să arunce cu pietre în asistentul Răzvan Nedelcu. În acel moment, centralul a fluierat finalul jocului, însă lucrurile au degenerat din nou, brigada de arbitri fiind lovită în continuare. Au fost nevoiți să continue jocul, altfel nu ar mai fi plecat vii de acolo. Chiar și așa, voința Sălcioara s-a impus în final cu 3-2, scor care ar fi trebuit modificat la masa verde în 3-0. Au trecut două etape de la Liga a patra, deci lucrurile merg destul de bine, nu am avut incidente, toată lumea își vede numai de joc. Așa cum am stat de vorbă și cu delegația, am zis, haideți să demarăm și un campionat mai liniștit și să jucăm un fotbal de calitate. Deci am mai dat drumul săptămâna trecută, respectiv duminică, și la categoria onoare. Din informațiile mele până acum a fost un incident minor la Urziceanca. Noi așteptăm acum să vină și foile de arbitraj ca să vedem ce ne spun și arbitrii. Dacă au fost incidente așa și lucrurile înceapă ca să degradeze, noi suntem hotărâți ca chiar din prima etapă acum cu Urziceanca să luăm măsuri conform regulamentului. Săptămâna aceasta demarăm și categoria promoție, deci avem tot 3 serii cu câte 10-11 echipe. Acum lucrurile aici se mai simplifică pentru că nu o să mai fie jocuri pentru juniori decât numai pentru seniori. Ca urmând, ca în luna septembrie, să dăm drumul și la ultima categorie, deci juniori C și D.